Vă urez un bun venit în această vară plină de ploaie la o nouă ediție a conferințelor Istorie și Istorii la Centrul Cultural Pitești, de data aceasta cumva legându-mă și de ploaia care ne tot urmează ca acum 2-3 ani, este cumva tot despre apă, dar nu doar despre apă, este despre ceai. Pe fundal o să las să se audă puțină muzică, cumva, eu știu, asociată Orientului, cel care ne-a dat de altfel și ceiul, mă rog, în formă mai, eu știu, exclusivistă, nu cea a tuturor infuziilor pe care le folosim în prezent ca băuturi. Și, de asemenea, pentru cei care sunt prezenți, unu, două, câte ceiuri doresc, ca să avem, e adevărat, o parte teoretică și una practică. Este drept, este un ceai, cumva așa, în sistem occidental, eu știu, de consum la plicuri, în niciun caz unul pe care îl putem regăsi în istoriile mai vechi, mai medievale sau mai aproape de noi ale ceiului. Fără doar și poate, despre ceai s-a scris, se va scrie multă vreme de aici înainte. Este adevărat că din prisma noastră a unui stat din Europa Occidentală, cu o anumită istorie, cred că putem cumva să împărțim istoria ceiului, cronologic vorbind, în cea de început, care sigur acoperă o suprafață mai mare de timp, și cea din ultimele 3 secole mai ales, care cunoaște o revoluție deosebită, mai ales dacă legăm consumul de ceai de Marea Britanie. Sunt multe legende, fără doar și poate, începând cu secolul al XV-lea și cel care a urmat, o serie întreagă de băuturi au ajuns în Occident prin mijloacele comerțului. Au ajuns cafeaua, ceaiul și pe lângă ele două și alte băuturi, dar și alte produse. A ajuns zahărul, care a schimbat cu totul gustul bucătăriei europene și mai apoi acelei mondiale. Știu că despre originile cafelei, ai ceiului și altora, sunt fel și fel de legende, atât în Africa cât și în Asia. Știu că legenda are rolul ei în tradiția popoarelor. Cea legată de ceai ne duce cumva acum 4.500-5.000 de ani, cumva în jurul anului 2700-2800, în China antică, acolo unde descoperitorul băuturii de ceai ar fi fost Shen Nang, un împărat legendar al Chinei. Sigur, legenda spune că el ar fi fiert apă sub un copac și, sigur, sub acțiunea vântului care a mișcat frunzele, acesta ar fi căzut și nu știm exact de ce fierbea el apa sub un copac în acea perioadă, dar legenda este legendă și își are locul în istorie. Cert este că mărturile legate de ceai în China sunt mult mai târzii, acum poate 2 milenii și ceva. În același timp, util de menționat este că, în primul rând, ceiul este cu rol medicinal, este mâncare, aliment și abia mai târziu băutură, în sensul că frunzele de ceai, frunzele de plante, erau luate, amestecate, făcute mici granule și, sigur, puse și alte ingrediente și consumate în diverse forme, în diverse feluri. O mențiune. Sigur că s-au făcut analize chimice și cu atât mai mult în ultimii ani când tehnica și cunoștințe științifice ne-au permis. S-a descoperit, sigur, substanțele chimice din ceai și proprietățile lor, însă, din punct de vedere al evoluției istorice, nu toate infuziile de plante în apă sunt considerate ceai, chiar dacă noi acum le-am înglobat pe toate sub denumirea aceasta, ci doar cele care sunt obținute din plantele de ceai. Cele două considerate astfel sunt Camellia sinensis, cumva cea originară cu ghilimele de rigoare, cea din China, și cumva una similară din Assam, din India, cu o istorie despre care o să vorbesc curând. Sigur, o denumire similară, Camellia sinensis assamica, de la denumirea regiunii din India. Ambele cresc în zonele acolo și nu doar acolo, dar special în zona aceea, în mod natural.
Deci ele au fost plante găsite în natură, folosite mai apoi și pe măsură ce consumul de aceste buturi a devenit din ce în ce mai ridicat, s-a dezvoltat comerțul, sigur, cerere, ofertă, interese financiare, monopol, rute de comerț și mai departe. Și pe direcția aceasta, evident că acele plante au fost luate, cultivate și deja de acolo, practic, nu mai putem să vorbim de un aspect natural, ci de o cultivare a plantelor. Dar ele sunt cele două plante originare. Sigur că avem ca atare, sigur, ceaiul făcut din planta respectivă, din frunzele mai mici, cele din China, mai mari, cele din Assam, și atunci, în funcție de nivelul de oxidare și de felul în care sunt preluate și menținute frunzele, sunt mai multe variante de ceiul. Ceiul verde, sigur că este unul, ceiul negru este cumva opusul, apropo de oxidare, între ele este ceiul oolong, și există și ceaiul alb, ca asortiment, atunci când mugurii sau frunzele sunt luate de foarte, foarte tinere și procesul de oxidare este cumva stopat de către ele. Cam astea ar fi variantele de cei chinezesc. Sigur că mai sunt și alte denumiri în funcție de spate, de zona de origine. În mod sigur, pentru început, acum vreo 2000 de ani, cu siguranță că ceiul s-a răspândit în lumea monastică. Și pentru că acolo era cultivat, prelucrat, și pentru că la un moment dat călugării observă cum consumul de ceai aduce beneficii nu doar pentru sănătatea lor, ci ajută foarte mult să rămână treji pe durata meditațiilor. Efecte similare va avea și are și cafeaua de altfel și la fel și consumul ei la un moment dat se mărește tocmai inclusiv din acest motiv. Din lumea asta cumva religioasă, consumul de ceai se extinde în India, astfel încât undeva spre finalul secolelor 7, 8, 9, ale primului mileniu, practic devine o băutură socială, o băutură națională, este în același timp inclusiv monedă în care are rol de monedă prin care se plătea taxele și inclusiv joacă rol de element de schimb valutar. La fel ca de altfel multe alte produse care au avut o anumită importanță în timp. Sigur că în China consumul de ceai scade cumva ca importanță în secolul următoare pe durata dominației mongole. Mongolii nu se amestecă foarte mult cu populația chineză, tocmai pentru a-și păstra cumva originea etnică, culturală și a reușit cumva să nu se piardă în marea culturală și națională chineză și atunci ei refuză practic să adopte obiceiurile chinezești, preferând cumva oricum băutura lor națională cu misul. Pe toate aceste dinastii, la finalul primului mileniu, deja putem să vorbim de un întreg ceremonial al ceiului. Sigur că, la fel ca oricare altă băutură care la un moment dat a devenit băutura preferată a unei națiuni sau unui teritoriu, unui continent, ea avea variante mai ieftine pentru populația vizită și pe măsură ce urcăm pe scara literelor, găsim sortimente din ce în ce mai variate, mai bine pregătite, mai aromate, cu o calitate din ce în ce mai mare, sigur, până ajungem la împăratul chinez, care, potrivit tratatelor existente de gastronomie și de pregătirea ceiului, avea ceiul făcut din apă adusă de la mari depărtări, din anumite izvoare. Pentru că în tot acest proces, sigur, contează foarte mult planta, cum era crescută, cum era cultivată, unde anume, cum era culeasă, cum era păstrată, cât de mult era oxidată, în ce formă era pregătită, după care și mai apoi păstrată, după care conta foarte mult apa. Calitatea apei, deci de unde era luată, inclusiv dacă era de la un izvor, dacă era mai în amonte sau în altă parte a sa, cât de pură era cu siguranță și mai mult decât atât, cum era fiartă, în ce era fiartă, cât de mult era fiartă apa și așa mai departe. La fel și ceiul sidru, cât era lăsat la infuzat și tot așa, dovadă mai târziu, în primele secole ale mileniului 2, ca aceste ceremoniale, aceste ceremoniale se dus cumva la o artă supremă de către japonezi, care au un ceremonial despre care cred că se poate vorbi
câteva ore și unde orice mișcare contează. Există în secolul, în toată acea perioadă, inclusiv un poet, lui Yu, cel care scrie o carte, poate are mai multe lucrări, de care cea mai cunoscută sunt Obiceiurile ceaiului, unde, pe lângă ceea ce menționam mai devreme, cu siguranță amintește inclusiv partea cumva de filozofie, de religie, de viziune asupra vieții, în care conta foarte mult și gândurile, și acțiunile, și gesturile celui care pregătea ceaiul, precum și al celor care îl serveau. Deci, dincolo de partea asta, cred că ar mai fi de adăugat doar momentele zilei în care ceiul era consumat. Prin urmare, în Orient cel puțin, indiferent că vorbim de India, China sau Japonia, ceiul, ca orice altceva aproape, care are legătură din obiceiurile cotidiene, nu e doar o acțiune în sine, nu e doar satisfacerea unei nevoi, ci face cumva parte dintr-un stil de viață, dintr-o filozofie a vieții. Asta este, cam asta este diferența. Pentru că, sigur, ceiul ajunge să fie cunoscut de către europeni în secolul XVI-lea. În perioada aceea, cumva, cafeaua are întâietate și ajunge să fie consumată mai repede în secolul XVII. Primul transport de ceai ajunge pe o navă olandeză la începutul secolului al XVII-lea în Europa, cultivarea lui, sigur că este greoaie, durează câteva decenii și abia cumva în secolul XVIII începe să fie folosit și consumat pe scară largă și este adevărat că în special că acesta se întâmplă în Marea Britanie. Din diverse motive. Primul dintre ele este legat de transformările prin care trecea atunci Marea Britanie. E adevărat, în secolul al XVIII-lea, Marea Britanie, dar și mai devreme, știm sintagma, imperiul deasupra căruia soarele nu apune niciodată. În secolul XVIII, chiar dacă la finalul lui își pierde posesiunile din Americi, mă rog, cu excepția Canadei, păstrează influență în Canada, se extinde în Australia, Noua Zeelandă, în India, pe lângă alte zone geografice pe care deja cumva le controla de secole bune. În această perioadă, sigur că descoperirile științei duc treptat către ceea ce cunoaștem ca revoluție industrială. E de puțin mai târziu. E bine, consumul de ceai favorizează cumva aceste mișcări sociale pentru că devine, în primul rând, o băutură favorită a tuturor acestor clase de muncitori. Sigur, puteai să bei ceai în diversele pauze de la muncă, îți făcea chiar bine, în detrimentul cafelei sau al alcoolului cu atât mai mult. Și pe o perioadă mai îndelungată de timp, se constată în studiile pe care le fac medicii britanici că inclusiv starea de sănătate a populației s-a îmbunătățit comparativ cu perioadele din trecut. Și aici o paranteză. Contează foarte mult nu atât calitățile antiseptice ale substanțelor din cei, cât mai degrabă faptul că ceiul era preparat normal prin fierberea apei. Apa, în tot evul mediu în epoca modernă, n-a fost mai deloc bună de băut în marile orașe ale Europei, indiferent de zonă, pentru că e infestată cu fel și fel de bacterii. Și atunci acesta este motivul pentru care se prefera alcoolul, vinul, băutul distilat din diferite forme, pentru că conținea mult alcool și acești efecte, sau băuturile care erau făcute prin fierberea apei, pentru că la fel bacteriile erau în mare parte ucise. Cumva se spune că la curtea britanică, pe la jumătatea secolului XVII-lea, Ecaterina de Braganța, prințesa lusitană, care se căsătorește cu viitorul, pe atunci, rege Carol al II-lea, aduce la curte obiceiul ceiului. În secolul al XVIII-lea, în schimb, ceiul se extinde în toată Marea Britanie, consumul era în cifre din astea comerciale enorme, toată lumea bea ceai, de la cel mai umil până la rege. Și atunci că evident, din momentul ăsta vorbim despre ceai cu totul altă poveste. Că vorbim deja de imperialism, vorbim de dominație globală, de industrializare, ceașcă după ceașcă, cum spun istoricii. Pentru că evoluția a fost context. Într-o asemenea realitate, evident că au fost și companii care au înțeles valoarea comercială. Și în acest moment vorbim asemeni producțiilor de cafea, asemenea zahărului și a multor altora de
în primul rând de relații comerciale, de plantații, de capital financiar și, evident, și de sclavie în destul de multe zone din Africa. În sensul că peste tot existau plantații, nu în Europa, ci în zone în care se puteau face de zahăr, de arbă, de cafea, de ceai și, cu siguranță, oamenii de acolo în niciun caz nu erau plătiți cum ar fi fost plătit un muncitor britanic din Londra sau din zonele de pe lângă, sau din Irlanda sau din zonele de pe lângă. De altfel, făcând o paranteză, este ce puțin celebru rolul pe care melasa care rămâne, care este urmarea exploatării sfeche de zahăr, bucea zahărului, care este preluată, adăugată, băuturi distilate, transformată în alte băuturi și, sigur, cu ea era cumva plătiți muncitorii sau sclavii de pe plantațiile de zahăr. Deci era cumva un câștig pe ambele direcții. Compania care se ocupă de altfel cu tot acest comerț în Asia și care avea monopol asupra ei, este East Company, companiile de est engleze, britanice. Practic, pe toată secolul al XVII și mai apoi XVIII până spre final, această companie deține un monopol pe tot ce însemna comerț în zonele respective. Prin forța financiară pe care o are, practic, influențează politicile britanice ale momentului, ajungând la un moment dat să aibă o putere la fel de mare cum o avea și regele Marii Britanii, pentru că, sigur, acolo unde sunt banii este și puterea și există o relație, evident, interdependentă între cele două. Sigur că o lovitură puternică pe direcția aceasta o reprezintă conflictul cu Statele Unite ale Americii din partea a doua a secolului XVIII. În ce sens? Inovațiile cumva culinare pe care aduc europenii acestor băuturi sunt legate de consumul de zahăr. Peste ciocolată, peste cafea, peste zahăr, europenii, peste ceai, europenii pun zahăr și, sigur, mai apoi lapte, dar în principal zahăr. Și atunci, sigur că și comerțul cu zahăr este destul de important și schimbă cu totul gustul, transformă în dulce. Din acest moment, evident că erau foarte interesați de cât zahăr ajunge, cât ce ajunge mai departe. Evident că pe lângă tot acest comerț legal pe care îl practicau această companie, exista și o mare parte de comerț ilegal. Statele Unite și alte le din zonă, sigur că făceau și comerț ilegal, de multe ori doar pentru a face în ciudă Marii Britanii și a nu plăti taxele către statul european și se lucrau plante de cei ilegal de la olandezi, portughezi sau de la alții care îl transmiteau. Tot secolul XVIII-lea americanii refuză din principiu, nu din nevoi financiare, să plătească din ce în ce mai multe taxe către Marea Britanie, către continent. Și o chestie de principiu. Și pe măsură ce companiile britanice, companiile britanice pierde profit, la un moment dat, sigur că ei încep să dea o serie de acte. Ultimul este în 1774, prin care, sigur, ei obțineau profit din ce în ce mai mare și, în teorie, după un lanț din ăsta economic, din care nu o să intru acum, inclusiv americanii puteau să obțină ceiul la un preț mai ieftin. Totul presupunea plata unor taxe pe care, din nou, americanii, din principiu, refuză să le plătească. Și, sigur, de aici e și povestea cu aruncatul, cu abordarea, cu ocuparea vaselor engleze care ajung în portul din Boston, cu ceiul care este aruncat în apă și așa mai departe. Știu că este doar un pretext, așa cum au fost multe altele în istorie. Știu că n-au fost indieni, ci au fost tocmai cei care făceau trafic cu cei care erau direct afectați de măsurile respective și care s-au opus. Cert este că este o primă lovitură pe care această companie o primește. Urmează altele, în deceniile următoare, care aduc cumva controlul comerțului din nou în sfera regală și publică, nu cea privată, însă păstrează destul de multe avantaje. Mai departe, o altă problemă pe care o avea Marea Britanie per se și companiile sale este aceea faptului că principal, unicul producător de cei mare era China. China era izolată de multe secole, deja de vreo 4 secolul și jumătate în acea perioadă, sigur, era cumva într-o stare de autosuficiență care deja de vreo două secole nu mai era chiar reală, pentru că în început cu secolul al XV-lea, când europenii, sigur, cam descoperă toate rutele cunoscute,
ajung în contact mult mai direct cu China decât până atunci, în momentul acela, că sigur, chinezii erau într-o stare socială mult mai avansată, că nu vorbesc doar de banii, hârtie, praful de pușcă și alte și alte instrumente, scrierea, tipărirea cărților, care întâi a apărut în China și mai apoi în Evul Mediu Occidental. Din acel moment, în schimb, China intră într-o stare de regres, tocmai pentru că se izolează. În autosuficiența asta, tocmai pentru a-și păstra cumva poziția de izolare, acceptă să facă comerț cu restul lumii doar prin canton, printr-o singură zonă. Bun, ca urmare a acestei realități, sigur că britanicii au din ce în ce mai nemulțumiți și nu doar ei, pentru că nu reușeau cumva, își dădeau seama de ce piață importantă este China prin mărimea pe care o are și presiunea pe care o are, și sigur că erau interesați să obțină cât mai multe foloase. Ei, tocmai din cauza acestei izolări și acestei idei de autosuficiență, chinezii refuzau să primească în schimbul cerului alte produse. Ei voiau doar bani sau argint, de la casă la casă, sau ambele. Cu câteva mici au acceptat o perioadă ceasurile europene, care din ce în ce mai sofisticate și care au curiozitate, până că sigur au avut suficiente și s-au lămurit despre ce e vorba. Și atunci, evident că era mult mai greu de plătit în argint sau în bani și mult mai greu de obținut. Motiv pentru care, în contextul ăsta, britanicii au dezvoltat o politică perfidă pe care o mai făcuseră și până atunci. Sigur că opiumul este cunoscut de multă vreme și este folosit medicinal tocmai cu rol de anestezic. Se știa că lumea chineză este cumva dependentă, pentru că opiumul devine repede, poți devii foarte repede dependent de opium și e destul de dificil apoi să se revii, pentru că pe la 1720-30 sunt mai multe legi date de chinezi prin care deținerea, consumul și mai departe opium erau interzise. Sigur că încă exista, evident, un trafic de opium ilegal, era normal să fie așa. E bine, britanicii nu doar că îl descoperă, află mai multe și atunci se asigură că este produs cumva în zona Bengalului, este vândut la licitație în India, cumpărat de acolo de către niște companii indiene pe care ei le controlau și care ei le dau dreptul de comerț. Companiile respective duceau opiumul înspre China, dar nu pe țărmurile chinezești, ci pe zone similare. De acolo se întâlneau cu traficanții de opium chinez care le luau de acolo și le introduceau, sigur, prin canton, prin oficialii chinezești pe care îi mituiau normal, în restul Chinei. Și sigur că banii se întorceau pe aceeași jută, ajungeau în India și de acolo, sigur, erau trecuți prin mai multe ciuturi și ajungea evident în Londra, în băncile britanice, companiei care de acolo îi lua și cu ei plăteau în argint ce îl obținut de la chinezi. Ajungând astfel, sigur, să infesteze cu opium în piața chinezească și să obțină mai mulți bani din opium decât obțineau chinezii vânzând și cultivând ceiul. E o politică perfidă, dar o recunoaște și prezent că doar nimic ce se întâmplă pe piața financiară a secolului 20 n-a apărut acum. Sigur că în contextul ăsta, la un moment dat, duce ca în 1939 să izbunească războiul opiumului, pentru că dramele sociale din ce în ce mai mari și China declară război Marii Britanii. Evident că este primul mare șoc al civilizației chineze, pentru că, deși durează vreo 3 ani de zile, sunt învinși aproape în fiecare mică confruntare. Dar prima dintre ele, două nave de război britanice scufundă vreo 29 chinezi sau undeva pe acolo. Diferența era foarte mare, plus că armele vechi chinezești nu pot să facă față noilor muschete britanice. E nici nu încape vorba să compar ceva și atunci sunt înfrânți câțiva ani mai târziu chinezii, sunt obligați să se deschide și mai mult comercial, sigur că în favoarea unor monopoluri britanice, pierd Hong Kongul, pe care îl ocupă englezii și cumva de aici, de atunci până acum, toată nebunia cu Hong Kongul occidental sau chinezesc, de altfel, cam pe ei sunt începuturile. Și evident că este doar un prim moment, pentru că și celelalte state europene importante cu ghilimele de rigoare, adică puternice, poartă diverse războaie cu China, nu doar Japonia, doar Rusia, dar și altele, și atunci, treptat în secolul XIX, China se tot deschide obligat în fața Occidentului, pierzând foarte multe avantaje comerciale. De unde poate și cumva revanșa din ultima jumătate de secol. Apropo de invadarea pieței globale de către produse
chinezești. Deci cam asta este cumva. Cu toate că existau acest comerț cu opium care blinda cumva pe britanici și care asigura cumva fonduri necesare comercializării și obținerii ceiului din China, în perioada asta britanici s-au gândit și la alternative. Și controlând cumva mare parte din India, au ajuns să încerce treptat, deși a durat câteva decenii să se convingă, și au propus să introducă ceiul inclusiv în India și au ajuns la un moment dat, nerecunoscându-l foarte bine, să-l descopere inclusiv indigen, adică să descopere plante foarte similare cu cei din China, inclusiv în Assam și de pe lângă. Și atunci el este momentul, pe la jumătatea secolului al XIX-lea, când britanicii favorizează cultivarea ceiului în India, deși durează puțin până când plantele sunt scoase, cultivate și reproduse, și au încurajat inclusiv consumul decenilor indienilor. Este momentul care, sigur, treptat dintr-o dată, duce ca India să fie, în primul rând, probabil, cred că și în prezent, este țara care exportă cel mai mult cei, dar și țara care și consumă. E adevărat, probabil că dacă s-ar face un calcul pe cap de locuitor, Marea Britanie ar rămâne cumva în top. Chiar dacă nu din punct ca în cantității, ci în raportul de cantitate cap de locuitor, ceea ce e altă mișcare statistică. Dar în principiu, cam de atunci, de un secol și jumătate, India a apărut pe piața aceasta a ceiului, la nivel de mare producător, pentru că planta exista deja și probabil că la un nivel mai redus, populația o cultiva fără doar și poate. Sigur că în prezent se cultivă ceiul, bine, în India, China, zona dintre, cumva, Myanmar, Tibet, pentru că original se presupune că planta a apărut natural în acea zonă a Himalaiei, care este la graniță dintre aceste două mari state. Sri Lanka este în prezent dintre iarăși mari și zona de Ceylon, mari producători de cei, iar rest, sigur, prin zone din Africa se mai produce în Argentina, în mare parte, puțin în Brazilia, și iar în Europa, Georgia și Iran, câte puțin, în zona Mării Caspice, Georgia și Iran și parțial în Turcia. Este foarte adevărat că, în mod normal, plantele de ceai, arborii, au nevoie de un climat tropical sau subtropical pentru a se dezvolta. Și nu doar atât, sigur că se presupune că o plantare a lor pe zone cu pante i-ar ajuta și mai mult, pentru că trebuie cumva protejați la un moment dat de lumină, în funcție de zonă, și mai mult pentru că puși în pantă, cu siguranță ar favoriza ca apa care se strânge să se scurgă și să nu rămână lângă rădăcinile puieților, pentru că le-ar afecta umezeala. Evident că plantele de cei originale pot să ajungă până la 9, 10, chiar mai mulți metri, pot să trăiască până la 100 de ani. Mai mult ca sigur, cele pe care le cultivă oamenii nu mai ajung la vârsta aia și nici nu ating asemenea înălțimi, pentru că de obicei sunt stopat creșterile pe la poate 2 metri maximum și pentru a fi culese plantele mai ușor. Că deja nu mai putem să vorbim. În mare parte nu cred că să mai este prea multe legături între planta din natură și planta deja pe care omul o cultivă. La fel cum se întâmplă și cu cele agricole, pentru că au trecut atât de multe mutații în câteva mii de ani încât nu mai mai greu să știi exact cine cu cine seamănă. Bun. O ultimă mențiune, mai spre final. Cu siguranță că ceiul este în prezent peste tot în Occident. Cu greu am putea să facem așa o comparație între cei și cafea. Nu știu cine are ieșit în câștig. Este foarte adevărat că asemenea oricăror altor zone și oricăror altor produse din istoria lumii, găsim calități diferite de ceiuri. În funcție de zona în care mergem și cu siguranță în funcție de prețuri și în funcție și de obiceiuri. Într-un fel am putea savura un cei în lumea orientală pe care am amintit-o și cu siguranță altfel este ceiul pe care putem găsi, eu știu, într-un plic din comerț, indiferent cât te punem într-o cantitate de apă pe care o fierbem.
O ultimă completare, există o lucrare pe care o am și pe aici, a unui american cu formări multiple profesionale, care, sigur, plecând cumva de la meteahna asta a istoricilor de a prezenta cumva istoria comunului și a împărți în fel și fel de etape, a făcut și el o împărțire, sigur, a istoriei lumii cunoscute, deci de vreo 5-6 mii de ani încoace, de când avem mai multe informații, în funcție de principalele băuturi consumate în epoca istorică și pe continent. Pentru că dacă în lumea antică, spre exemplu, în Orient avem berea, în Grecia și Roma avem vinul. Sigur, cu roluri diferite, dar sunt în acest fel. În sensul că într-o anumită perioadă istorică, pe un anumit teritoriu mai mic sau mai mare, un stat, două, trei sau un continent întreg, era o băutură care a avut de toți. Sigur, nu era același vin pe care îl bea omul obișnuit și pe care îl bea senatorul roman. În niciun caz. Dar toți beau vin. Mai îndoit cu apă sau nu, cum îl beau grecii. Specând de la bere și vin, trecem evident prin evul mediu clasic, acolo unde inclusiv regia creștină favorizează prin cultivarea de vie consumul de vin. Și ajungem evident către lumea asta a epocii moderne după secolele 16, când treptat cafeaua și mai apoi ceiul își asumă pentru perioade mai lungi de timp supremația occidentală mai ales. Și sigur că el încheie cu al șaselea pahar, așa cum îi zice, sigur cu secolul 20, cu Pepsi și Coca-Cola. Cam astea sunt.